Reghinenii iubitori de frumos au avut parte miercuri de o seară spirituală de excepție. Biserica Evanghelică a găzduit un concert cu tematică pascală susținut de corul Bisericii Adventiste Emanuel din Reghin. Preotul paroh Iohan Țai și pastorul Viorel Sabin Oltei le-au vorbit celor prezenți despre importanța sărbătorii pascale și i-a îndemnat la meditație. Programul a cuprins cântece bisericești, imnuri și psalmi în acompaniamentul de pian al lui Andrei Nădășan. Corul bisericesc, alcătuit în mare parte din absolvenții școlii de muzică, este dirijat de profesoara Lavinia Zamfir. Suntem un cor de biserică, un cor de amatori, care săptămânal se întâlnește și cântă pentru lauda lui Dumnezeu. Și dat fiind că acum suntem în preajma sărbătorilor de Paște, am spus că nu s-ar supăra nimeni dacă am contribuit și noi cu ceva la ceea ce își pregătesc fiecare înainte de aceste sărbători. Sufletul trebuie primenit și muzica întotdeauna are un loc aparte pentru așa ceva. Nu este pentru prima dată când Biserica Evanghelică găzduiește un astfel de eveniment ce adună la un loc oameni din etnii și religii diferite. Avem un singur Dumnezeu și pe acest Dumnezeu îl preamărim cu acest concert și citim din aceeași Biblie. Crucea Domnului Iisus Hristos întâlnește oameni de orice naționalitate, etnie, limbă și așa mai departe. Deci e numai potrivit ca să lăsăm orice barieră deoparte și să ne închinăm împreună înaintea crucii Domnului Iisus Hristos.